toate țările din Europa, fiindcă este un război foarte violent, un război care durează deja de peste un an, un an și jumătate, și care nu știm când se va termina și care vor fi influența și impactul asupra oamenilor, dar și asupra țărilor din regiune. Provocările sunt foarte mari, fiindcă pe lângă un război propriu-zis, un război fierbinte, asistăm la un război informațional foarte dur, iar jurnaliștii sunt puși în situația de a selecta informațiile corecte și de a evita să nu cadă în plasa propagandei. E o stare continuă de incertitudine și sunt multe lucruri care încă trebuie prezentate. Principalele provocări de început au fost acea saturație, că lumea nu mai dorește știri despre refugiați, iar pe plan economic veniturile au înregistrat ușoare scăderi și mă refer aici la capitolul publicitate. Firmele menționând că este un fel de criză și nu știm ce se va întâmpla, dacă războiul va ajunge sau nu la noi în România. Este extrem de important pentru că nimeni nu va ști și nu știe cât va dura acest conflict. Oamenii aceia, veniți din Ucraina, trăiesc, viața lor trece cu fiecare zi, la fel viața oamenilor din comunitatea noastră. Și atunci trebuie să facem, să contribuim la armonizarea intereselor oamenilor, a percepțiilor, să se cunoască mai bine, să reușească să se ajute sau, dacă nu, măcar să se respecte. În ce privește acest proiect, este o gură de oxigen pentru televiziunea noastră și este un impuls de a merge mai departe pentru a furniza materiale cu și despre refugiați și problemele cu care se confruntă. În ce privește acest aspect, încă nu înțelegem întru totul ce se întâmplă acolo, nici noi și nici refugiații care ne întreabă ce știm din partea autorității. The other element is that the people need to continue on and to go on with their lives in the countries of asylum until they can go back to their own country. They will be ambassadors of Romania back in Ukraine when they go back. There is a need to understand each other better. There is a need to look to the lives of each other and to say, you know what, this is not about policies, this is not about politics, certainly, this is about humanity.